Echipa de handbal a CSM Târgu Jiu a pierdut la limita aseară confruntarea cu CSM Slatina, scor 21-22, într-un meci din etapa a 5-a din Liga Florilor. Golul decisiv a fost primit de elevele lui Andrieș în ultima secundă de joc. Tehnicianul gorjencelor, Liviu Andrieș, dă vina pe lipsa de concentrare a elevelor sale din partida disputată acasă. Am avut un început foarte bun de joc, după care parcă ne-a pus cineva ceva pe minte, pe ochi, pe gândire, pe exact de ceea ce ne temeam, de haosul pe care creează echipa din Slatina, în care am intrat de bunăvoie și desiliți de nimeni, la exact ce le convine lor, fără să jucăm cu capul, fără să jucăm cu mintea, fără să avem răbdare. Și din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Clar că meciurile cu presiune, acolo se văd jucătoarele care au într-adevăr calitate. Acesta a fost un joc cu presiune, un joc în care trebuia să iasă în evidență jucătoarele cu calitate. Din păcate, da, am reușit, probabil că încărcătura a fost destul de mare. Am crezut că e meciul ușor, s-a dovedit că nu este ușor. Mi-a fost foarte frică de acest meci, s-a dovedit că așa este. Și s-a coborât și cu ultima fază, când toată lumea se bucura că am dat în gol, dar nu se uita să că mai erau 7-8 secunde și au făcut acea recuperare rapidă și am primit gol. Alexandra Gavrilă, una dintre jucătoarele de bază, dă vina pe pierderea din ultima secundă, pe lipsa meciurilor din ultima perioadă. Sunt de părere că lipsa meciurilor în ultimele două săptămâni a afectat oarecum creșterea noastră în formă. Meciul nu s-a pierdut la ultima fază, are dreptate pe profesorul, meciul s-a pierdut pe parcurs. Nu putem blama pe nimeni și nu putem să întindem degetul și să spunem că da, tu ești de vină. O să ne ia ceva timp să ne recuperăm după această înfrângere psihică, nu fizic, dar eu zic că o să devenim mai puternice pentru că am avut ceva de învățat, fiindcă meciul cu Mioveni ne-a lăsat un gust dulce, dar meciul cu Slatina care trebuia câștigat, pentru că până la urmă ne băteam acolo, ne batem anul ăsta pentru același obiectiv și noi și ele. Vom vedea cum decurg lucrurile, ne antrenăm din greu. Noua achiziție a grupării gorjene, Adriana Țăcălie, venită în această toamnă de la Craiova, încă nu și-a făcut debutul pentru CSM Târgu Jiu.